ziua! Bună! Ce faceți? Ia zi! Bună! Păi, dar nu știu cum vreau de astăzi. Păi? Păi, n-am știut, dar știu să mă duc, că m-am dus. Tu ești Alina? Da. A. Dar cum ai găsit să intri? Pe unde intra? Prin garaj? Era deschis, Brigitte. Alina. Ia loc aici. Dacă vrei să dai geaca jos sau mască. Uite aici așa poți să pui. Uite aici poți să spui geaca. Fii atent aici. Aici este un... Perfect. Așa. Prima mea impresie despre Alina nu a fost una rea. Mi s-a părut o fată modestă, o fată... Totuși de bun simț, nu știu ce a fost cu ieșirea ei aia de la telefon, că era foarte fâstârcită și rușinoasă în momentul în care ne-a văzut. Nu și-a dat masca, n-a avut treabă ca Mariana, că nu-și dă masca, figuri de astea. S-a descălțat, nu a venit cu pretenții că ea nu face proba, că n-are haine de schimb. Adică n-am avut o părere proastă despre ea. Adică mă așteptam la mai rău, sincer. Vă zic sincer, eu mă așteptam la mai puțin și sunt destul de ok. Și dacă vrei să te faci comodă, avem și papuci, ce număr ai? Poftim? Ce număr ai la picior? 38, 39. A, ăștia sunt 37. Papucei de ăștia de casă. Mă descalz? Dacă te încap papucea, nu, dar poți deocamdată să stai așa. Aduci tu plăină, pregătă. Ia vezi dacă sunt bun papucii ăia. Dacă îți vin, super, da. Ia, adu-i încoace. S-a părut, sincer să fiu, o fată ok. De ce spun o fată ok? O fată muncitoare, o fată care vrea să muncească, nu să doar gura de ea sau să facă glume. Îți vin? Îți cam mici un pic, pe jumate. Nu e frumos. A, da? Bravo. Ai mai lucrat? Da. Eu am făcut o glumă cu Brigitte. Noi înainte am avut o femeie, nu știu dacă știi tu, pe doamna Mariana. Avea, cred că avea vreo 60 de ani. Și eu nu am fost mulțumit și am spus lui Brigitte, nu mi se pare normal ca tu să muncești după ce pleacă doamna Mariana, să muncești, tu să plătești și apoi tu să faci treaba. Adică rămânea fiecare seară Brigitte să calce, mai ales că atunci pe timpul aveam petrecere la noi la castel, trebuia să calce fețe de mese și nu o să stea cu mine, ea seara să stătea și călca. Lasă-mă să termin. Ce ți-am zis acum 10 minute? Lasă să termin. Și eu i-am spus lui Brigitte că... Mi-aș dori pe cineva mai tânăr. Înseamnă că m-ați găsit. Păi da, eu te-am găsit. Tu ai sunat, tu nu ai găsit pe noi. Asta zic. Ce vreau să zic? Dar cum e departe? Unde stai? Că nu am înțeles. Ai zis că nu știu unde stai, dar ai venit destul de repede. Păi stai în Rahova. Destul de liber oraș. Doar că s-a încurcat un pic taxiul. M-am băgat pe altă. Rahova, mama mia. Georgiana să te aducă. Georgiana să te aducă. Ce venea Georgiana? Eu. Nu mă așteptam să fie așa tânără. Acum, nu știu, eu i-am zis de Brigitte sau... Păi, i-am spus doamne că am 29, dar nu parcă de 29. Acum, mai tânără. Eu am vorbit cu Brigitte și am spus că vreau ceva mai tânăr. Dar acum, nu știu, eu nu am treabă cu interiorul, eu am treabă cu exteriorul. Vă dați seama, avem o casă cu de toate. Numai gențile lui Brigitte că valorează și tot ce avem în casă. Nu putem să dăm cheia, să lăsăm casa pe mâna oricui. Bineînțeles, dacă lui Brigitte îi place, că la urmă ei trebuie să-i placă și ea trebuie să accepte că ea e cu casa, cu interiorul, eu sunt cu exterior. Brigitte se ocupă de interior, cu ea trebuie să vorbești. Eu, din punctul meu de vedere... Mi-a arătat, ea, și e, atunci stabilești cu Brigitte. Știi cine era? Era domnul acela cu măștile alea care le-am trimis să... Le-am trimis greșit, le-am trimis măroștirea să le trimit transparente și a zis că tot regulă ce să facă cu coletul. Păi și aveți business cu măști? Dați și mie o mască. Avem și business cu măști. Avem mai multe business-uri. Avem un business de petreceri, loc de petreceri cu un cor de evenimente, dar na, acum cu situația asta incertă, nu știm. Nu putem să-l numim business, deși am băgat o cărță de bani acolo. O să fie bine. Să vedeți. Avem și... niște, o firmă de logistică, cu un drum, cu niște parcări, gestionăm. Avem și o șomerie, dar am închiriat-o acum. Avem mai multe și, da, printre altele avem și o firmă de import și de... Vindem pe niște site-uri de-astea. Măști lui Dumnezeu. Da, nu cine știe sunt ce. Sunt personalizate? Nu sunt personalizate, sunt măști din astea
Cayenne-uri, măști cu tot felul de logo-uri, măști transparente din acelea de Horeca, tot felul de măști din astea. Da. Ia uite, Florina, sări repede să arate și el o mască. Nu pot să cred. Păi dacă știu. Lasă. Și mie o mască, nu? Lasă, nu arătat acum. Florina, meu, să arate măști. Da. Da, cum să nu? În loc de masa aia, nu? De care ziceai, nu? Nu, o mască. Ce vreau să zic? Vreau să spun mai multe întrebări, dar ți-a fost greu ca să ajungi aici? Ai zis că ai venit cu taxiul, te-a dus în față? Pentru prima oară mi-a fost greu. Păi și cum o să crezi că o să te descurci? Cam cât ai făcut așa? Drum. Cred că a fost undeva 30 de minute, nu m-am uitat la telefon să văd. 30 de minute? Da. Am mai avut o femeie care a lucrat, una Georgiana, și tot în Rahova stătea. Dar și venea cu un autobuz. Nu, Florin? Da. Cu autobuzul. Da. Până aici, da. E cam greu de ajuns. Nu cred că... Ea se trezea la 6:30, parcă nu? Și ducea copilul la școală și de la ora 7:30 până la 8:30 lua un autobuz, parcă nu? Care o ducea undeva și după aia de acolo lua... Sau nu, lua metrou sau nu știu ce lua. Autobuzul, nici nu știu. Eu pot să vin mai devreme, bem cafea împreună și după aia să-mi arătați ce să facem, nu? Nu beau cafea decât cu soțul meu, eu. Nu, e intimitatea mea, nu prea îmi place să beau cafea dimineața cu nimeni. E o chestie de intimitate, cafea mea. Nu. Mă gândeam să bem toți trei. Da, nu există așa. Niciodată. Cred că nu o recunoști pe Brigitte, sau nu o cunoști. Nu. O să recunoaștem. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vedem acum, depinde cât de bună ești la ceea ce faci. Ai zis că ai lucrat 7 ani undeva, nu? Ca experiență. Da, am lucrat la un senator. 7 ani de zile și a fost foarte mulțumit de mine. Apoi, nu era numai să întreb unde a mai lucrat, să știu ceva despre istoria ei, nu? Ea îmi spune că a lucrat la un domn senator 7 ani. Păi, dacă lucrezi la cineva 7 ani, s-a întâmplat ceva, ce s-a întâmplat? De ce nu mai lucrezi acolo? Că Brigitte are angajați de 7-8 ani care suntem foarte mulțumiți și ei de noi și noi de ei, cred, că dacă suntem împreună... Dacă a fost așa mulțumit, de ce nu mai lucrezi la el? Bă, ce sare? Nu mai e în țară. Scuză-mă că te întreb. Nu mai e în țară. A murit? S-a dus la Doamne. Păi nu mai e în țară sau s-a dus la Doamne? Auzi, cred că l-a arestat, că poate ăștia cam arestează mai des acum, cine știe. Uite, îți dau un exemplu. Brigitte are niște angajați care au 7-8 ani de zile, care sunt foarte buni. Care a lucrat și la un senator, că fostul soț al lui Brigitte era și el senator. Nu vorbim de iar. Face ce face, domnul Ilie, îmi cer scuze, dar totuși... N-am zis de Ilie, domnule! Dar cine era senator dacă nu era domnul Ilie? Hai, mă, lasă-mă. Am zis că și oamenii aia care lucrează de 7-8 ani au lucrat și la un senator, Ilie... că fostul meu soț era și el senator. Da, lasă, hai, lasă. Okay. Ziceam și printre altele. Acești angajați care are de 7-8 ani de zile și acum sunt la noi și suntem foarte mulțumiți de ei. Da, pentru că dacă ești capabil, eu sunt un om care plătesc la timp salariu, nu ofer cel mai bun salariu, nu ofer cel mai mic salariu, ofer un salariu de mijloc, dar eu cred că este ok pentru ceea ce cer, cel puțin aici. Noi o să începem cu 3 zile pe săptămână, da? Ok. Poate uneori 4. Astăzi în probă o să stai doar până în 4 ore, nu o să stai mai mult, pentru că în principiu deja am făcut eu ceea ce era de făcut, dar vreau să văd cum calce, vreau să văd dacă știi să folosești mașina de spălat, vreau să știi să văd cum te descurci cu mobila, vreau să o curățăm, o să-ți arăt cu ce, o să-ți arăt unde stau toate astea. Eu nu o să fiu acasă în principiu, pentru că eu muncesc foarte mult. Adică nu doresc să stau acasă, eu vreau să văd dacă prins repede și dacă să fii foarte atentă, zic încă de pe acum, nu știu dacă o să lucrez sau nu, dar să fii foarte atentă cu o anumită veselă pe care o am, asta, din care bem noi cafea și care este Rosenthal și aici și aici se află, pentru că, pentru că și chestia asta, acolo este un serviciu de, bine, și ăla e suflat cu aur, dar este de zi cu zi în care mâncăm noi de obicei, dar în momentele noastre speciale, gen cafea ocațiască, este o chestie de intimitate și vreau să o petrec, timpul petrecut doar cu soțul meu, când beau cafeaua, așa, sau la evenimente, eu scot rozantalurile. Adică, e mai mult pentru chestii speciale. În rest, nu cred că este foarte greu, doar că să nu-mi combin tacâmurile după ce le speli. Sunt fixistă la chestiile astea. Vreau frigiderul, să te uiți la garanții.
Și ce înseamnă garanție, nu? La da, la alimente. Mobila asta este o mobilă foarte pretențioasă, se murdărește foarte repede. Da. Eu nu gătesc foarte mult acasă, dar fac îmi fac eu singură pâinea de obicei și... Poate vă gătesc eu. Știi să gătești vegan? În principiu, da, dar... Știi să gătești? Ce înseamnă vegan? Tot ce înseamnă fără carne. Fără carne, fără ouă, fără brânză? Asta înseamnă vegan. Da, deci doar pe bază de legume. Învăță, nu e o problemă. Păi da, da, da. Eu am mâncat în ultimele 3 luni, noi am mâncat doar vegan și puțin brânză light sau foarte strict, pentru că am fost puțin bolnavi. Dar vreau să spun că în următoarea perioadă vom mânca, pentru că vreau să filmez toate rețetele pe care unele dintre ele le-am inventat, da? Și unele dintre ele le-am încercat și îmbunătățit față de ce am găsit pe YouTube. Și o să mă ocup expre de asta, deci aici tot timpul va trebui să fie curat, pentru că aici o să filmez. O să dispară anumite chestii, de exemplu friteza aia care folosește exclusiv sara de obicei și care din punctul meu de vedere e nocivă. După aia dormitorul nostru, eu am un robot care face singur treaba, cred că acum aia funcționează, nu? Da. I-ai dat drumul la robot. Am un robot care aspiră singur, dar eu vreau totuși la praf și chestiile de amănunt să băgăm un aspirator. Am un aspirator, e cel mai scump aspirator din lume și din punctul meu de vedere aspiră foarte bine. O să te învăț eu să-l folosești, pentru că dacă ăla se strică, ambele s-au stricat 2000 de euro. Da, așa, n-o să, el și spală, face de toate, dar nu-l folosesc decât ca și aspirator, pentru că scoate în profunzime și bate, scoate în profunzime tot praful de peste absolut tot. Și asta este, da, da, așa, oase de pune, dar nu. Am niște plante care tu o să vii de 3-4 ori pe săptămână și eu doresc să fie udate. Am zis să nu se întâmple aceeași problemă care s-a întâmplat cu Mariana, care mi-a nenorocit floarea și, sincer vă zic, de un an de zile mă chinui cu floarea să fie frumoasă, crește așa cu tulpini împletite, e o plantă specială și uite, dom'le, am plecat 4-5 zile în Dubai și am venit și era aproape moartă. Am zis să nu mai greșesc, primul lucru îi spun despre flori și am și arătat câtă apă să pună. Nu știu dacă voi mai țineți minte că Florin s-a pus odată să ude florile și le-a dat la apă de leanecat. Am zis, mă, știi ce? Păi arăt prima dată, primul lucru când vine în casa asta, despre flori. Vai, câte poze aveți! Da, pe astea sunt doar magneții. Asta e fiica mea, dar acum nu știu ce face. Uite-te, îi plăcea să facă poze. Tare la poze, asta numai dintr-un an câte are. Așa. E fotogenică. Ia asta să... Sara! Dar ce a pățit Sara de numai... E bine că avem cu... Să vedem exact cât cum? E. Zic, e bine că e... are a, tot ce trebuie ca să... Nu, că așa după ochi pui. Ah, ok. Asta este filtrul, da? Bun, perfect. Ne-a ajuns și tu, Florine? Iubire? Da. Ne-a ajuns și tu, Mătulică? Cu ce? Să meargă mai repede treaba, să ne dai tu apa. Acum, doar acum. Ok, citeam un mesaj. Și cum oprim? Păi să mă duc acolo cu ce să fac? Florin, nu vrei să ne ajut. Ce să mă bag eu la Florin? Păi opresc serios apa sau? Vin? Ia și tu unde ăla, ia acolo, prind și gata. De ce nu vrei să mă ajut? Am citit un mesaj, am primit un mesaj. Da? Ia să vedem. Important. Acolo ăla, tu nu citisem. Ah, gata, păi am citit. Păi nu mă citisem eu. Uite, toate plantele astea sunt naturale. Uite. Asta femeie de servici nu l-a udat destul. Asta se udă la 2 zile. Uite, se pune cam atât. Asta e pom, așa? Da. Un pomișor. Foarte frumos. Da. Și cam jumătate de cană, da? Și acum pun okay jumătate asta în partea asta la altă. A, sunt la s-a fel. Uscat. Da, sunt la fel, doar că unul e mai... Hai, pune și aici. E mai mare. Și la asta cât îi pun? Să nu-i pun prea mult. Da, păi pui acolo, după suflet. Ia. Pune, atât. Ok. Așa. Pune și asta. Bun. Mai pune. Pune. Și restul pui sus. Hai, Florine, nu deci ne ajut. Deci un sfert cu un sfert. Ce-i mai cu tine, Florine? Ce supărat ești. Cine l-a fi supărat pe Florin? Alina, cred că l-ai supărat pe Florin, pe soțul meu. Eu?
Da, că văd că nu prea mai vorbește, nu știu, cam dintr-o dată. Băi, nu cred că am zis nimic nepotrivit, nu-i așa? Nu, eu tot ok. Cu ce înseamnă? Eu am primit un mesaj. A, mai uite aici să pun paharele. Cred că ajunge doar aia. Pentru ce avem să o dăm. Nu le polișăm înainte? Nu. Le punem așa. Nu e problemă. Ăsta poți să-l pui acolo de unde l-am luat. Ia vedem dacă mai ții minte. Aici. Aici, acolo, acolo, da. Nu, ale frigider. De acolo. Și l-am așa. Pus aici, așa? Oriunde, de acolo.